Am revenit, nepotul ăsta găzdoaie, pune pe foc și bine face că să nu ne sie frig. Doreați dumneavoastră, domnul Mihali, să sublineați niște aspecte de colindă? Așa, pentru că multă vreme calendarul gregorian, cel din 1595, este valabil pentru spațiul transilvan și pentru Maramureș până în 1920, e clar că s-a înstăpânit sărbătoarea anului nou, a Crăciunului vechi și a anului nou vechi. Ciudată această sintagmă, an nou vechi. Dar mă aduc aminte în copilărie la Borșa că atunci când veneau sărbătorile de bobotează, de fapt erau cele mai mari sărbători care nu se făceau strict pentru bobotează, ci se făceau pentru venirea anului nou. În copilăria mea se umbla cu o piesă de teatru în care erau numai două personaje, anul nou și anul vechi. Anul vechi era îmbrăcat ca un bondroș, mascat, era, chiar avea mască de drac, iar anul nou era îmbrăcat ca un înger, curat și frumos, și foarte frumușel personajul respectiv. De fapt, erau doi copii. Dar cel de sub mască nu se știa ce este. Și începea un dialog în fiecare casă a oamenilor între anul nou și anul vechi. Anul vechi se lăuda câte a realizat el în timpul care s-a scurs și nu vroia să plece. Vroia să mai dureze viața lui. În timp ce anul nou se lăuda și el și spunea că uite, vine vremea mea, o să fie un an foarte bogat, o să, de obicei copiii se interesau dacă sunt fete în casă de măritat, o să-i aduc un mire fetei respective, spune anul nou, sau dacă întâmplător în casa aceea era o femeie care se vedea că e gravidă, spunea că anul nou o să-i aducă un copil. Deci dialogul acesta era extraordinar de viu, de frumos, de spumos și de ancorat în lumea satului respectiv. Deci bătălia aceasta reușea în final îngerașul acesta, anul nou, să-l arunce pe anul vechi afară în râsul celor din casă, să-l arunce pe ușa afară, copilul colinda anul nou, colinda o colindă și plecau la o altă casă. Și lucrul acesta este extraordinar de interesant, se întâmpla nu de anul nou, ci de boboteasă. Deci este clar că este o reminescență a sărbătorii pe stil vechi, a sărbătorii anului nou vechi, așa cum am acceptat de la început această sintagmă. Însă în spațiul acesta al lor, al ucrainienilor, al rutenilor și înspre Țara Oașului și chiar înspre zona de Chioar, a început să vină de la ei tot așa o reminiscență de mascați care vin și se manifestă în preajma sărbătorii de boboteasă. De obicei, femeile se îmbracă în haine de bărbați și poartă faluși foarte mari, pentru că ăsta este un vis al femeii, ca să aibă întotdeauna ceea ce își dorește pe plan erotic. În timp ce bărbații se îmbracă în femei și la ei, ca să râdă lumea de ei, opulența stă în care își face pieptul mai dezvoltat și are sânii mai mari. Deci, iată, sunt tot așa niște întreceri, niște jocuri în care femeile sub mască râd de bărbați și bărbații sub mască râd de femei. Acest lucru, reminiscențele acestea se mai păstrează în jurul bobotezei, în câteva sate din Țara Oașului. Am întâlnit obiceiul chiar la Cămârzana și se numește obiceiul moimelor. Deci, iată că până și titlul acesta este un... Pe o moimă, da. Frumos. Domnul Boiciuc, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce înseamnă această sărbătoare? Cum vă petreceți an de an? Mergeți a colinda și cu alți?
Sau acum sunteți la casa dumneavoastră și așteptați urători să vă ureze Eu un an cu bun? tot dragul aștept urători pentru că am revenit la casa strămoșească, V-ați întors acasă? M-am reîntors la rădăcini, mă străduiesc deja de pamu, mă pregătesc pentru sărbătorile de Crăciun. Și abia aștept pruncuții pentru că oamenii mari se duc, așteaptă să meargă la Sfânta Biserică, la întâlnirea cu noul an, la litie, și după aceea oamenii în vârstă se apucă să meargă cu uratul pe la sub Streașina, unde văd lampa aprinsă, cum s-ar zice. Dar de obicei, tătă noaptea de anul nou, becul aprins în toată casa, că frumos. Așa e frumos. Eu vă zic că să ne mai ziceți o colindă de-a dumneavoastră, de acolo, din zona dumneavoastră și iar povestim. Eu v-aș zice încă o hore și după aia om și colinda. Cum vreți, eu vă las, ce vi la suflet. Чорні очі, чорні очі, як терен, чорні очі, як терен, як терен, коли меса поберем, поберем, поберемся в неділю, поберемся в неділю, неділю, неділю. Маю на тя надію, надію. Де ти мене поведеш? Де ти мене поведеш, поведеш, поведеш? Коли хатки не маєш, не маєш. Поведу тя в чужую. Поведу тя в чужую, в чужую, в чужую, поки свою збудую, збудую. Поведу тя в чужую, в чужую, поки свою збудую, збудую. Foarte frumos. Cum au fost privite? Normal, asta e o oră de grup. De grup. Dar nu e nicio problemă, când dumneavoastră fecior, ne amintiți. Fete, pentru că are un text așa un pic mai indus în eroare o drăguță și ea la fel pe fecior, până nu-ți faci casă, de ce îmi promiți cununie și după ce unde mi duce, după cununie și așa și treburile. Eu am o întrebare, dar sinceră. Cum au privit spectatorii, telespectatorii aceste melodii? Le-au primit cu brațele deschise sau dumneavoastră mai mult ați mers pe limba română? Conjunctura a fost în așa fel că m-am afirmat pe, cum să zic, pe linia folclorică cu folclor românesc, moroșenesc. Să fiu sincer, ceea ce am cântat până în prezent, eu încă nu am înregistrat. Deci încă nu am n-am reușit să scot un volum cu cântece populare ucrainene din Maramureș. Eu vă mulțumesc că ați acceptat. S-a întâmplat, să le zic, dar cu ani în urmă, domnul Sergiu Vitaleanu Maida, în acea perioadă era redactor la Radio Cluj și s-a gândit că ca cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii din Cluj-Napoca să organizeze un concert cu interpreți de muzică populară din etniile din Ardeal, cei care cântăm și folclor de la rădăcini de acasă unde și am fost. Și nemți, și maghiari, și ucraineni, și evrei, și sârbi ne-am întâlnit. Până la urmă suntem din același aluat, cum spuneam. Un concert minunat. Frumos. Gazda căsă, aș vrea să intre că e tare rușinoasă. Unde mi ești? Găzdoaie. Nu, greșe, hai în casă. Eu te chem la mine în casă? Sau la tine în casă? La tine în casă te chem. Ești și poveste două vorbe cu noi. Să ne spui cum te cheamă, unde suntem. În vecea min. Bine v-am găsit. Suntem la
gospodăria lui Victorul Știrbuțului, mai bine zis la socra mea acasă. Și mă numesc Mărie, sunt Măria lui Gheorghița Știrbuțului. Călinești. În Călinești suntem. Găzdaie, ne-ai omeniști și neomeniști cu detăte, am văzut că le ai pregătite și vrei să ne le pui pe masă. Mai am și altele, ai alte mâncări, dar... Nu încape aici. Încă nu încape aici pe masă. Cum vezi, nu știu, cum vezi tu că noi avem o prietenie care ne permite acest lucru și n-are rost să ne prefacem altfel, cum vezi tu reamintirea sărbătorilor an de an? Îmi aduc aminte și eu de când am fost coconă, cum umblam a colinda, abia așteptam. Îmi pregătea mama de cu bună vreme trestuța, obtincele, obielele și abia așteptam să pornesc până la toate căsele satului. Eu îți mulțumesc acum să nu uit că ne-ai primit de atâtea ori la tine în casă și te-ai, nu știu, ne-ai omenit și te-ai comportat ca o gazdă. Cum să spune domnul Mihalie că suntem oameni de omenie. Ai feciori, ai prungi? Ai un fecior? Un fecior, pot să zic. Un fecior. Și umbla colinda, da. Mai fecior? Păi, umblă, când a fost mic, umbla și el cu trestuța, am umblă cu feche. Abia așteaptă să se sară minte de Crăciun. Însurat și umbla minte cu însurat, tinerii căsătoriți. Șacăta fata cu care se umble colinda. Frumos, frumos. Domnul Mihale, mi-ați adus o carte, fac o paranteză ca să nu uit nici de asta. Hai să închinăm și un par de vrin. Da, dacă tot te povestim de lucru frumos. Care este care e legătura dumneavoastră cu această carte? Ce doriți să vă spuneți despre ea? Deci în spațiul între paginile acestei cărți este viața mea de la debut la teza de doctorat. Și sunt preocupările mele majore vis-a-vis de ceea ce înseamnă lumea satului și salvarea memoriei acestor comunități a Maramureșului, o trimitere înspre salvarea istoriei și a căutării valorilor pe care începe generațiile acestea de după 89 au început groaznic să le uite. Dar nu este de vină nimeni, pentru că nu se cunosc și oamenii care ar trebui să le facă cunoscute au avut funcții importante și ar fi trebuit să facă câte ceva pentru recuperarea istoriei acestei țări a Maramureșului, n-au făcut mai nimic. Mă gândesc că, și cred că în final o să vă spun un colind cutremurător, mă gândesc la cel care a scris istoria Maramureșului, este vorba de Alexandru Filipașcu, care trăiește 50 de ani pe pământ și care ne scrie cea mai frumoasă istorie a acestei țări a Maramureșului. Alexandru Filipașcu se naște la Petrova, într-o familie nobilă, în anul 1902 și se stinge din viață pe malul mării într-o colonie de deținuți politici aproape de Mangalia. Localitatea respectivă se numea atunci Valea Neagră și astăzi, ca o ironie a sorții, se numește Lumina. Eu n-am mai fost la mare de la vârsta de 18 ani. Pentru că fiica mea cea mică are vârsta de 5 anișori, anul acesta m-am dus să vadă și ea marea. Și atunci am lăsat-o cu mama ei și cu fiica cea mare să se plimbe pe malul mării și eu, atras ca de un magnet, m-am dus undeva pe un deal unde era un cimitir, am întrebat ce localitate este acolo, mi s-a spus este localitatea Lumina și în acest cimitir sunt deținuți politici. N-am intrat pe poarta cimitirului, m-am reîntors acasă și m-am apucat să studiez viața lui Filipașcu, cel care ne-a scris istoria Maramureșului, și am descoperit că în 20 decembrie 1952, cu câteva zile înainte de a veni Crăciunul în Maramureș și în familia lui și în tot spațiul acesta plin de colindă, Filipașcu a murit. Și atunci
Familia n-a știut de el până în 93, timp de 40 de ani, l-au tot așteptat să se întoarcă acasă. Și cum se apropiau sărbătorile de iarnă și în mod special Crăciunul, o soră de-a lui, Ileana din Petrova, îi colinda această colindă. Vă rog. Eu nu o s-o colind, ci o să vă spun doar versurile. Zină marea cât de mare, cât de mare țărmuri n-are, și de lină țărmuri mână și-mi aduce doi boisuri cu coarne de balauri. Deci colindul acesta n-are nimic de a face cu Iisus, n-are nimic de a face cu creștinismul. Și iată că această colindă care vorbește de nețărmurita mare, vorbește și despre moartea care a intrat în casa lor și despre așteptarea acestui colindător rătăcit, care 43 de ani a călătorit, așa se zice, până când nu știi unde este locul unde să pui o lumânare și până nu știi locul unde trebuie să mormântezi pe cel care s-a săvârșit de pe această lume, este o neliniște asupra urmașilor. Frumos. Deci iată că nimeni lui Alexandru Filipașcu nu i-a ridicat în Maramureș o statuie. Ce este mai dureros? Normal că n-ar trebui să ne amintim în preajma sărbătorilor de an nou despre aceste păcate a acestui neam. Dar ne merităm soarta, înțelegeți? Deși am conviețuit secole la rând cu toate națiile acestea, noi românii nu știm să ne păstrăm valorile. Asta este dureros. Și acum mă voi reîntoarce din nou la niște obiceiuri de an nou, vechi, în stil vechi, și o să vă spun că la Borșa, de bobotează, în fiecare casă, oricât de sărac este omul, am mai spus asta și într-o altă emisiune, se face o masă extraordinar de plină cu toate bunătățile. Deci și cel mai sărac încearcă să pună tot ce are, nu ca să aștepte preotul, pentru că creștinismul a venit și s-a suprapus peste acest obicei a anului nou. El trăiește reminescența ceea ce se aștepte noul an. Dar pentru că s-a împins sărbătorile creștine și au venit cu boboteaza peste el, îl așteaptă și pe preot. Însă în Borșa, în ajunul de bobotează, preotul îi cheamă pe toți diecii și le dă apă sfințită să se ducă pe trasee și să sfințească casele. Acest obicei nu este creștin. Acest obicei este preluat de la daci. Numai preotul dacilor le dădea într-o singură zi a trecerii dinspre anul vechi spre anul nou puterea preoțească la alți slujitori ai templului ca să se ducă cu apă sfințită în templu și să sfințească casele. Dar nu sfințeau numai casele omului, pentru că în același timp sfințeau și pământul, țarina, deci ieșeau și în arătură, acolo unde oamenii aveau puste, cartofi, de ovăz, de ce aveau ei, și în același timp sfințeau și turmele de animale. Și în mod special, la Borșa fiind și oi, oile. De aceea, iată că încă în copilăria mea, fiecare familie care avea oi, când venea preotul, îi dădea ca și dar peste cruce cam un jumătate de kilogram de lână. Îl punea pe crucea preotului ca să aibă noroc la lână. Este tot o reminiscență ancestrală venită de la precreștini, peste care preotul, venind și el cu crucea ca exponent a creștinismului, s-a suprapus și s-au îmbinat, iată. Deci nu numai conviețuirea dintre națiile acestea, ci și obiceiurile vechi păgâne s-au îmbinat cu cele creștine și noi purtăm și această zestre dacică. De aceea Maramureșul, acum la vârsta mea, consider și făcând atâtea cercetări asupra incursiunii și trecutului istoric a acestui spațiu, am ajuns la concluzia că este un cod genetic a românismului. Sunt sigur că nu o să mă poată contrazice nimeni. Pentru că în acest cod genetic, care îl păstrăm noi extraordinar de bine al Maramureșului, se regăsesc trăsăturile pozitive
ale românilor, dar și trăsăturile negative. Adică noi nu iertăm pe cel care ne-a greșit și scoatem puțitul și ne facem dreptate. Noi avem și ospitalitatea de care am vorbit în seara aceasta aici, avem și dragostea de a ne ajuta seamănul, dar avem și această nebunie de a scoate la nervi, de a scoate foarte repede cuțitul și, cuvinte și de a ne face dreptate. O să fac doar o singură remarcă și vă las. Vreau să vă spun că în istoria lui Filipașcu, tot supreziua sărbătorilor de iarnă se povestește despre o întâmplare teribil de frumoasă despre maramureșeni și moldoveni. Se știe că noi suntem cei care am întemeiat țara Moldovei. Ei, cu toate acestea, maramureșenii s-au dus într-o bătălie împotriva lui Ștefan cel Mare în 15-16 decembrie 1467, în bătălia de la Baia, și 150 de feciori frumoși ca și brazii de maramureșan au făcut parte din garda personală a regelui Ungariei, Matei Corvin, care nu era decât un român. Și în încăierarea aceea, săgețile moldovenilor conduși de Ștefan cel Mare, otrăvite, l-au rănit pe regele Matei Corvin și n-a lipsit mult să moară. Însă garda aceasta de soldați credincioși din Maramureș l-au scos de acolo cu trupurile lor făcute scut și l-au dus la Brașov și i-au salvat viața. Pentru faptul că i-a salvat viața, regele Matei Corvin le-a dat celor din Maramureș cea mai înaltă distincție nobiliară, baroni liberi. Ce însemna acest lucru? Că nu puteau să fie judecați de nimeni în afară de rege. Asta era o distincție extraordinar de mare. Și Iurca, aici în spațiul acesta, deci un fecior cu numele Iurca din Călinești, a primit această distincție. Dacă toți suntem în casa, în apropierea spațiului. Așa este, chiar de Iurca. În vecini avem așa, și atunci, Iurca. La moartea regelui, în 1490, când era cu două zile înainte de Crăciun, Ștefan cel Mare a trimis o armată de soldați ca să aprindă satele celor care aveau diplome de nobil. Deci vă dați seama că poporul acesta, deci și Ștefan cel Mare era român, și maramureșenii erau români, nu avea noțiunea aceasta de frate și de a-și respecta istoria și demnitatea lor. Frumos. Înainte să luăm o scurtă pauză publicitară, aș vrea să ne ziceți încă un colin și revenim după pauza publicitară imediat. Ясне світло б'є у очі.
la zora zasvitela, de deja propos.